Aș vrea să revenim puțin la momentul decembrie 2020. Unde a greșit Partidul Mișcarea Populară atunci la alegerile parlamentare și ce greșeală n-ar mai trebui să o repete, da, și să o evite de acum încolo? Rămân în continuare la opinia că PMP a intrat în Parlament, rămân la opinia că a existat un sabotaj, sau rămânem la opinia că a existat un sabotaj, Din partea cui? inclusiv din rândul celorlalte partide. Nu, repet, nu a mai existat niciodată în istoricul electoral al României în ultimele 3 decenii situația ca un partid să se blocheze la 0,07%, cum este cazul nostru, da, de intrarea în Parlament, deci 3.000 și ceva de voturi care, scuzați-mă, dar se pot face într-un județ de către oricare dintre filialele noastre. E o diferență foarte mare între numărul de voturi obținut de filiale la locale și la parlamentare. Analizele interne le-am făcut și le continuăm, mai ales acum că avem o nouă conducere care va analiza la nivelul fiecarei filiale județene ceea ce s-a întâmplat. Și atunci aș veni și eu cu aceeași întrebare pe care o spunea și Marius Pașcan la Congres. Oare am greșit noi atunci când ne-am asumat că susținem 2 tururi, 3 ture parlamentare, transparență, toate marile proiecte și unirea, toate extinderea rețelei de gaze și așa mai departe, toate marile proiecte pe care le-au dorit și românii. Și astea au fost proiecte pe care noi, în mod continuu și constant, ni le-am asumat. Am intrat sau am sprijinit, dacă vreți, și guvernul Orban, dar și am fost cei care am pus umărul la căderea guvernului Dăncilă. Este un lucru care se uită. Însă analizele la nivelul filialelor și interne sunt și continuă acum că avem și o nouă conducere. Eu, să știți că nu găsesc așa o greșeală a partidului în ansamblu, astfel încât să nu treacă pragul la o lună distanță după ce a obținut 6% la locale, cu structuri bine consolidate, pentru că eu cunosc foarte bine filialele județene. Îmi pare foarte rău, pentru că un partid de dreapta, așa cum este PMP, echilibrat, ar fi contat astăzi ca voce în Parlamentul României. De aceea noi considerăm că avem o responsabilitate foarte mare față de electoratul care ne-a votat și ne-a sprijinit în acești ani și ne vom comporta ca atare în continuare, ca și când am fi reprezentanții ai lor în Parlament. Gândiți-vă că atât noi cât și Pro-România, împreună cu restul partidelor foarte mici, da, atingem undeva la 10%. Aceste procente au fost redistribuite. Gândiți-vă că 10% din oamenii care au votat pe 6 decembrie nu își regăsesc reprezentanți în Parlamentul României, ceea ce este foarte dur, pentru că se mai întâmpla în trecut un 5% care se redistribuia, dar 10%, mai bine de 10%, este foarte mult în contextul în care a fost un număr destul de mic de votanți. S-a Este mult. simțit dezamăgirea membrilor după acest moment? Știți ce? S-a simțit o solidaritate copleșitoare din partea lor și emoționant până la urmă. Nu, n-aș zice. A fost o dezamăgire că până la urmă te aștepți, în momentul în care te duci și depui tot felul de contestații, te aștepți să existe un minim răspuns la aceste lucruri și o solidaritate a celorlalte partide, ceea ce nu a existat. Însă a existat o solidaritate extraordinară din partea membrilor și simpatizanților noștri din țară și din afară. De altfel, în toți acești ani și în anii ce vor urma, niciunul dintre obiectivele majore ale PMP, fie că vorbim de cele politice, da, de alegeri, fie că vorbim de celelalte campanii, acțiuni, obiective pe care noi le-am avut, ar fi putut fi posibile fără munca acestor oameni din țară și din întreaga diasporă.